despre un Dumnezeu care nu și-a abandonat creația, ci din potrivă controlează și coordonează toate evenimentele din univers. Iov 34, versetele 13 la 15. Cine l-a însărcinat să cărmuiască pământul? Cine i-a dat lumea în grija lui? Dacă nu s-ar gândi decât la el, dacă și-ar lua înapoi Duhul și suflarea, tot ce este carne ar peri deodată și omul s-ar întoarce în țărână. Dar drept dovadă că Dumnezeu îngrijește de creația sa, toate funcționează de la constelații până la cele mai mici ființe care își desfășoară activitatea potrivit cu mandatul de viață primit de la Dumnezeu. Evenimentele descrise în cartea Estera se petrec la începutul secolului V înaintea noastre, sub domnia lui Xerxe I, 486-465 înaintea erei noastre. Ospățul de la care pleacă narațiunea din Cartea Esterei a avut loc în anul 482. Patru ani mai târziu, în 478, anul al șaptelea al domniei regelui Estera ajunge regină, Cinci ani mai târziu, 473, Haman inițiază genocidul împotriva evreilor. În același an, politica regelui se schimbă datorită demascării planului Mărșaf al lui Haman. Și Mardoheu rămâne alături de rege până în 465, când acesta este ucis de curteanul Artabanus. Dar posibil, întrucât la domnie a urmat Artaxeses, Longimanus, fiul acestuia, pentru aproximativ 40 de ani, prezența și influența celor doi să mai fi rezistat, să fi rămas. Noi ne vom referi în lecția aceasta la providența divină. Am dat două definiții. Ea este predeterminarea înțeleaptă a evenimentelor prin care Dumnezeu guvernează lumea. Adică Dumnezeu decide ce și cum se va întâmpla cu oamenii, cu celelalte ființe, cu lumea materială. Într-o altă definiție, Providența divină este purtarea de grijă pe care Dumnezeu o manifestă față de ființele create, în special față de om. Am reținut un citat din Sidlow Baxter care spunea această realitate misterioasă pe care o numim providență, această manevrare suverană a cotidianului, adică lucrurile nemiraculoase care alcătuiesc viața de zi cu zi a oamenilor, astfel încât să ducă prin procese naturale la rezultate predeterminate în mod divin. Aceasta este cel mai mare miracol dintre toate. Soarele răsar la fel în fiecare dimineață, am spune noi, potrivit cu anotimpul, oamenii aleargă în problemelor cotidiene, însă toate aceste evenimente cu care oamenii s-au obișnuit și care totuși diferă de la o zi la alta, de la o persoană la altă persoană, toate fac să se evidențieze mâna lui Dumnezeu care intervine prin lucruri obișnuite, dar când sunt aranjate apoi ca într-un desen sau ca și într-o arhitectură frumoasă, iese în evidență supranaturalul. Deși dacă te uiți la el în mod secvențial, Distinct, ți se pare că totul a fost obișnuit. Spuneam că Providența Divină, arătând mâna lui Dumnezeu, îl arată pe acest suveran absolut al tuturor lucrurilor, la fel de prezent ca și în actul Creației. Dau aici două exemple ca să observăm diferența dintre ceea ce nou ni se pare obișnuit sau neobișnuit. Dar se vede mâna lui Dumnezeu și în ceea ce pare foarte banal uneori, și în ceea ce observă oricine, că este un act al intervenției divine de natură supranaturală. Undeva o adunare de credincioși era pe punctul de a-și pierde localul în care se adunau, datorită incapacității de plată, proprietarul scoțându-l la licitație. Ei s-au înscris sperând în vreo minune divină, care însă nu s-a produs până în momentul licitației. Această licitație a avut loc pe un câmp deschis, undeva lângă o cale ferată și, în mod surprinzător, o garnitură de tren. A oprit în mod accidental, în sensul că s-a defectat ceva. S-a anunțat că reparația va dura, oamenii s-au dat jos, și unul dintre pasagerii din tren s-a amestecat, a obținut dreptul să se înscrie la licitație, a obținut localul, și credincioșii care după mintea lor se gândeau că totuși cineva din plan local îl va lua și ulterior când vor avea bani necesare îl vor recupera, acum au fost și mai întristați, zicându-și cine știe cine e acest străin, ce-i va păsa lui de noi și de adunarea noastră. Însă când totul s-a terminat, lumea s-a împrăștiat, el a donat localul credincioșilor. Ce este miraculos în a se defecta un tren? Nimic. Și totuși, prin evenimente obișnuite, Dumnezeu se prezintă și coordonează lucrurile. Am citit despre un alt caz când tot o adunare a vrut să cumpere un teren în centrul unei localități, dar Proprietarul nu a vrut sub nicio formă să le vândă pentru că erau credincioși. Așa că ei și-au construit clădirea într-o zonă mai puțin agreată de ei, într-o poziție mai incomodă, și o vreme s-au adunat acolo, până când o inundație a făcut ca să se ridice de pe temelie clădirea aceea din Bârne, să pornească cu alte clădiri la vale, și la un moment dat, într-un mod nebănuit, să facă o virare, nu mai țin minte, spre dreapta sau spre stânga, și să se situeze exact în terenul ce ei au vrut să-l cumpere, dar proprietarul nu a vrut să-l dea. Și când s-au retras apele, clădirea era în centru terenului. Proprietarul a zis asta, e neapărat mâna lui Dumnezeu, veniți la notar și vă facem acte. Întreb eu, în care din aceste două mâna Domnului a fost prezent? În ambele. Noi uneori am vrea să vedem supranatural într-un mod izbitor. Și adesea pierdem din vedere cum Dumnezeu se implică în viața noastră, cea de toate zilele. Noi cerem pâine pentru toate zilele, dar am putea spune că viața cea de toate zilele este oferta lui Dumnezeu în care observăm cum El ne poartă de grijă slăbiți să fie numele. Dar noi suntem acum la lecții din Cartea Estera, vreau să arăt în trei puncte intervențiile providenței divine. În primul rând, citim din capitolul 3, despre intervenția divină în cronologia evenimentelor. Știți că Haman a fost hotărât să extermine evrei, dar cred eu potrivit gândirii lor religioase ca să aibă de partea lor astrele și forțele supranaturale, au tras la sorți. Și spune Scriptura aici, în luna întâi, adică luna Nisan, în al 12-lea an al împăratului Ahasveros, au aruncat pur, adică sorțul înaintea lui Haman pentru fiecare zi și pentru fiecare lună. Până în luna 12, adică luna Adar. Scrie apoi de la versetul 12, Logofeții împăratului au fost chemați în a 13-a zi a lunii întâi și au scris în totul cum a poruncit Haman mai marilor oștiri, drăgătorul fiecărui ținut și căpetenilor fiecărui popor, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecitulit scrisorile cu inelul împăratului. Scrisorile au fost trimise prin în toate ținuturile împăratului, prun și femei, și anume într-o singură zi. În ziua a 13-a, a lunii a 12 adică luna a dar și să li se prade averile. Sorțul putea să dea o săptămână mai târziu, însă Dumnezeu s-a amestecat și sorțul a dat un termen de 11 luni, din 13 întâi până în 13 12. Pentru că Dumnezeu în acest interval programase alte evenimente. Poate Haman, în pornirea lui, ar fi vrut să termine repede cu evrei. Dar așa au decis sorții sau zeii, cum spuneau ei. Însă noi știm că cel ce a decis a fost Dumnezeu. În capitolul 6 al aceleași cărți, aflăm din nou cum Dumnezeu intervine în cronologia evenimentelor. Aici se vede clar că intervenția divină, ca și în cazul sorțului, nu mâna umană și nu duhurile rele se pot amesteca într-un sorț, spune scriptura că de la Dumnezeu vine hotărârea. În capitolul 6, citim de la versetul 1, despre insomnia împăratului, asociat într-un mod interesant cu interesul lui pentru un episod din cartea cronicilor nu știu câte a citit în noaptea aceea că în mai multe ore se pot citi multe dar de asemenea la această gândire a împăratului referitoare la omul care i-a făcut un bine și el nu l a răsplătit s-a asociat și intervenția matinală a lui Haman toate au fost programate într-o cronologie dictată de Dumnezeu. Citim de la versetul 1. În noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă și a poruncit să-i aducă în ghil cartea aducelor aminte cronicile. Le-au citit înaintea împăratului și s-a găsit scris ce descoperise Mardohiu cu privire la Bictan și Teres, cei doi famine ai împăratului, păzitorii pragului care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahasverosh, Împăratul a zis, ce cinste și ce mări s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Nu i s-a făcut nimic, au răspuns cei ce slujeau împăratului. Atunci împăratul a zis, cine este în curte? Haman venise în curtea de afară a casei împăratului să ceară împăratului să spânzure pe Mardoheu pe lemnul pe care îl pregătise pentru el. Aici se poate observa o cronologie pe ore, nu doar o cronologie pe luni și pe zile, ca și în cazul sorțului. Dumnezeu, iată cum controlează evenimentele, am spune noi, contra cronometru, ca nu cumva se intervină un eveniment în fața celuilalt. Vă dau aici un exemplu. Domnul mi-a vorbit în luna decembrie, printr-o vedenie, ca să cer călăuzire cu privire la adunările unde voi merge să slujesc. S-a văzut un hol lung și avea pe stânga uși blocate, ca în regim de șantier, cu două transversale în diagonală, și pe dreapta toate ușile deschise. Dar mi se spunea, în prima ușă intri, în a doua nu intri, a treia și a patra intri, a cincea nu intri. Și mai departe e roșu să primești lumină. A fost perioada evanghelizărilor, am început să mă rog, au început să vină telefoanele, să fiu chemat. Când a apărut a doua chemare, am încercat să scap, știam că nu i voie să mă duc. Și am întrebat, ce sermă aveți liberă în ideea să evit politicos? Spune, nu frate, cu dumneata am început în ordine alfabetică. Ei, am scăpat. A venit a treia, a patra unde trebuia să mă duc și așteptam să văd care e a cincea în care nu trebuia să mă duc. Și frații de la Izvin trebuia să mă sune din minut în minut. Și eu cunoscând profeția mi-a zis, da, la Izvin nu trebuie să mă duc, că se specifica că sunt unele ogoare peste care Domnul vremea asta nu va ploua și n-ar rost să semănăm că nu crește. Însă fratele Ghiță Mocanu a întârziat să mă sune și în intervalul acela de 10 minute m-a sunat altcineva și spune, frate, să vii la noi la evanghelizare. Frate, nu pot. Pentru că Dumnezeu cel care a dat profeția știa cum se vor derula minutele acelea. Dumnezeu nu se încurcă. Nici peste mii de ani de aceea a profețit, nici peste ani, luni, zile sau ore Slăvit să fie Domnul! Aici știți cum au derulat evenimentele în capitolul 6. Haman a făcut o plimbare de corvoadă de dimineață. Pentru Mardoheu s-a anunțat o zi cu soare, în care urma să-i se schimbe hainele. Nici el nu cred că știa, nici ce avea să se întâmple dimineață, nici după masă dar ceea ce este clar, intervenția divină în cronologia evenimentelor. Oamenii le programează în felul lor. Știți, pe vremea comunistă se făcea un plan anual, cincinal, și acum există previziuni economice de altă natură. Oamenii nu pot să controleze evenimentele, nici să le dicteze ordinea. Se încurcă. Niște frați obișnuiau să spună, încurcături omenești, aranjamente dumnezeiești. În al doilea rând, este interesant cum în cartea Estera apar propunerile unor oameni, persoane diferite, care toate curg în favoarea împlinirii unor planuri ale lui Dumnezeu referitoare la niște subiect special la oamenii săi sau la cei pe care Dumnezeu i-are în plan, pentru că spune Scriptura în Cartea Proverbele, capitolul 16, versetul 4, Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cer rău pentru ziua nenorocirii. Să observăm așadar cum au apărut propunerile pentru Estera, pentru Mardoheu sau pentru Haman. Mai întâi Estera, capitolul 2, Locul reginei trebuia ocupat de o altă demnă pentru poziția aceasta. Și spune scriptura aici de la versetul 2, atunci cei slujeau în paratul i-au zis să se caute pentru un parat niște fete fecioare și frumoase. În paratul să pună în toti ținuturile în împărăția lui Dregător, în sărcina să strângă pe toate fetele fecioare și frumoase în capitala Susa în Casa Femeilor sub prevegirea lui Hegai famenul împăratului și păzitorul femeilor care să le dea cele trebuincioase pentru gătit și fata care îi va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul vastii. Părerea aceasta a fost primită de împărat și așa a făcut. Dar putea să vină o altă propunere. Să fie alese fete doar de neam împărătesc și de viță boierească. Dar așa a fost propunerea. Orice fată să aibă drept să candideze ca să se încadreze și este era aici. O propunere de care oamenii nu au fost conștienți unde va duce. Mi-am amintit că atunci când am fost în armată, după încheierea perioadei, la noi era mai lungă, trei luni, s-au făcut propunerile pentru școala de gradație am fost tăiat de pe listă pentru că eram pocăit și cineva a întrebat, este vreun electrician pentru că avem nevoie la atelierul unității? Și cineva nici atunci n-am știut nici după aceea. A spus, da, este unul care a terminat liceul electrotehnic, Anca Iosif. M-au chemat și am dus o viață de minune în armată stând doar cu un maestru în atelier și cu un gradat care mi-a fost foarte favorabil. Dacă nu, întrucât am fost respins de la gradați, trebuia să mă duc să fac pază la unități, să stau de pază în frig. Și Dumnezeu a vrut ca cineva să facă o propunere și să ajung la căldură. Acea propunere n-a putut fi făcută decât că Dumnezeu a dictat unei minți și amintească de mine. Și de-a lungul vieții avem astfel de experiențe. Iată o altă propunere. Citesc din Estera, capitolul 6, de la versetul 4. Atunci împăratul a zis, cine este în curte? Dar de ce ne-a zis să vină slujitorul de serviciu? De ce n-a pus pe unul din cei care au citit în carte? Așa a venit lui. Și când i-au răspuns versetul 5, Haman este în curte. Și împăratul a zis să intre. Știți, discuția, propunerea și tocmai Haman a fost pus să execute un serviciu de respect, de onoare pentru Mardoheu. În aceeași idee, citim din capitolul 7 despre altă propunere. După ce planul lui Haman a fost demascat și răutatea lui a fost arătată, împăratul era în mânia lui, Harbona, unul din fameni, a zis în fața împăratului ce l-a apucat și pe acesta. Iată spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Marduheu, care a vorbit pentru binele împăratului, este ridicat în casa lui Haman la o înălțime de 50 de coți împăratul a zis Haman să fie spânzurat pe ea. Și-a spânzurat pe Haman, pe spânzuratoarea pe care o pregătise el pentru Marduheu și mânia împăratului s-a potolit. Iată cum oamenii, fără să știe, contribuie la derularea unor evenimente în favoarea planului lui Dumnezeu. Amintiți-vă de evenimentele de la răstignirea Domnului Hristos. Propunerile făcute împărțirea hainelor la sorți. Cine l-a pus pe unul să că hai să nu împărțim, să nu rupem cămașa, hai să tragem la sorți. Era profețit. Soldatul roman nu avea treabă cu Biblia, nici cu Dumnezeu, dar avea Dumnezeu treabă cu ce se întâmplă. Întotdeauna este așa? Cu siguranță a spus Domnul Iisus că vrăbile nu cad fără voia stăpânului. Deci, cu atât mai mult, spunea Domnul, noi suntem mai de preț decât multe vrăbii. Deci, ceea ce ni se întâmplă este dictat de Dumnezeu. Și, în al treilea rând, tot cu referire la credincioși, aici vorbim despre Estera și Mardoheu, în cazul nostru despre cei din biserică, favoarea primită de cei credincioși din partea oficialităților imperiale. Nu știu câte fete au trecut prin fața împăratului. Dar el a rămas fără regină în anul al treilea. Estera este pusă regină în anul al șaptele. Au fost multe fete. Și vă rog să vă gândiți că n-au căutat decât frumoase. Și fiecare la rândul ei avea dreptul un an de zile să se cosmetizeze, să se aranjeze, să viseze și ea să fie regină. Și totuși spune Scriptura, citim din capitolul 2, versetul 9, atunci când fetele erau în faza de pregătire după ce au fost selectate, fata i-a plăcut famenului dregător și a căpătat trecere înaintea lui. Cum? El s-a grăbit să-i dea cele de trebuințe pentru găteală și hrană. I-a dat șapte slujnici alese din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicii în cea mai bună încăpere din casa femeilor. Credeți că l-a mituit estera? Nu cred asta. Dar așa i-a venit lui, a căzut la inimă fata aceea. Și a favorizat-o, chiar pe perioada de așteptare și de pregătire. Scrie tot aici despre favoarea pe care a primit-o din partea împăratului, alegând o ca regină. Citeți de la versetul 16. Estera a fost dusă la împăratul la în casa împărătească, în luna a 10, adică luna Tebeț, în al șaptelea an al domniei lui, împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei și ea a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cu luna împărătească pe cap și a făcut o împărăteasă în locul vastei. Favoare, providență divină. Mai târziu, spune Scriptura în capitolul 8, versetul 8, că împăratul devine favorabil față de întreg neamul iudeilor. Iată cuvintele lui, scrieți dar, 8 cu 8, în folosul iudeilor, cum vă va plăcea? În numele împăratului și pe cu inelul împăratului, căci o scrisoare scrisă în numele împăratului și pe cu inelul împăratului nu poate fi desfințată. Spune Scriptura în cartea proverbelor că atunci când îi plac domnului căile cuiva, îi face prieteni, chiar și pe vrăjmașii lui. Au fost situații în care credincioși, în pofida faptului că inițial și în general sunt disprețuiți și urâți în lumea aceasta datorită influenței diavolului, au primit unele favoruri la care nu se așteptau. Au fost acceptați, agreați în anumite momente cheie. Chiar dacă în general trăim în condiții de adversitate, când providența divină se arată și are în plan ceva, favoarea intervine. Așa cum s-a întâmplat și cu Daniel în secolul anterior. Aici, în perioada în care aveai un eveniment descris în cartea Estera, nu este în poporul Israel o vreme specială. Ne aflăm la câțiva zeci de ani după întoarcerea din robie la alți câțiva zeci de ani înainte a reconstrucției zidurilor Ierusalimului, părea o perioadă ștearsă. Și totuși, Dumnezeu niciodată n-a fost absent. Vreau să observăm acum și vom nota trei lecții și principii despre providența divină. În primul rând, trebuie să avem certitudinea providenței divine. Adică să ne fie clar că Dumnezeu este la cârmă și se implică într-un fel sau altul. Dintr-un cuvânt, niște cuvinte mai exact rostite de Mardoheu către Estera, iese în evidență că el cunoștea mult despre providența divină. Vă citesc din capitolul 4, versetele 13 și 14. Mardoheu a trimis următorul răspuns esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii, pentru că ești în casa împăratului. Adică să nu crezi că există o favoare pentru tine că ești regină și tu scapi datorită poziției tale. Căci dacă vei tăcea acum, și-aș sublinea cuvintele următoare, izbăvirea va veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău vei spieri. Deci, chiar cu poziția ta de regină, tu poți să ajungi într-o poziție de defavoare. Și ceilalți să fie izbăviți. Și acum iară sunt cuvinte ce merite subliniate. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Cine știe dacă nu cumva aceste evenimente au fost dictate de Dumnezeu și ideea că izbăvirea poate să vină din altă parte, dacă nu de aici, toate acestea dovedesc puterea lui Dumnezeu slăvit să fie numele. De aceea nu este indicat să ne punem încrederea în oameni, în probleme materiale, ci, așa cum spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1, în Dumnezeu care înviază morți. Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Și oamenii nu-și dau seama de unde va veni și cum va interveni puterea lui Dumnezeu. Este bine de observat că și asociații lui Haman, văzând cursul evenimentelor din dimineața când Haman l-a portat pe Mardoheu călare, și-a dat seama că există ceva de natură supranaturală care s-a interpus și coordonează evenimentele. Citim din capitolul 6, versetul 13. Haman a istorisit nevestii sale zere și tuturor prietenilor săi tot ce se întâmplase. Și înțelepții lui, deci după gândirea lor, după experiența vieții, și nevasa zere și au zis, dacă Mardoheu, înaintea căruia a început să cazese din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui și vei cădea înaintea lui. Dacă și alții o știu, atunci de ce să nu o știm noi, că împotriva noastră nu se poate face nimic dacă nu dictează Dumnezeu? Absolut nimic. Asta în probleme de sănătate, de servici, de adunare, în orice domeniu al vieții, pe front, în toate. Cei credincioși sunt păziți de puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu se amestecă și în viața celor necredincioși, ca lui este lumea. Când Avram era bătrân, Dumnezeu i-a spus să știi că și cu Isaac am un plan special, dar cât despre Ismael și pe el îl voi binecuvânta. Dumnezeu dă ploaie și peste bun și peste răi, asta după cum dictează voia Lui. Și vreau să mai observăm ceva din a doua împărați, capitolul 7. Necredința în purtarea de grijă a Lui Dumnezeu, în providența divină, poate fi aspropedepsită temerile evreilor din pustie, îngrijorarea, sunt păcatele nerecunoașterii providenței divine. Doi împărați, capitolul 7, începe cu o profeție a lui Ezechiel, care părea de neîmplinit. Elisie a zis, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul, Mâini la ceasul acesta se va vinde la poarta Samarie o măsură de floare de făină cu un ciclu și două măsuri de ors cu un ciclu. Crețul pe brațul care se rezema împăratul a împărat, o răspuns omul Dumnezeu, chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și le a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din el. Să nu cădem în ispita de a nu ști ce va mai face Dumnezeu. Dar dacă pierde situația sub control, dar dacă a uitat de noi, dar dacă nu, nu mai ne este favorabil. Să credem așadar Că ochiul lui Dumnezeu vede toate, mâna lui ajunge oriunde și dragostea lui se întinde peste toate lucrările mâinilor lui, în mod deosebit peste credincioși. Amin? Să avem asigurarea aceasta sau, mai exact spus, mai corect, să știm că suntem asigurați. Și la credincioși nu le expiră asigurarea. Este una totală. De la sănătate, la bunurile materiale, în toate, slăvit să fie stăpânul nostru. O a doua lecție, un al doilea principiu. Există evenimente aparent nefavorabile și chiar contrare intervenției salvatoare și dreptății divine. Situații în care spunem asta nu-i bună. Uite, am căzut în loc să fiu ridicat. Mi s-a făcut rău. De ce Dumnezeu n-a intervenit? Aceste evenimente nefavorabile pentru un timp vor face să fie mărită slava lui Dumnezeu și vor împodobi arcul de triumf pe sub care Domnul vrea să ne treacă. Asta se vede clar în cartea Estere. Scriptura spune în capitolul 4 și apoi în capitolul 5, mai întâi 4 cu 11, sunt cuvintele Esterei, toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață căruia întinde împăratul Toiago, lui împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Nu vi se pare că asta e un aspect negativ? Că dacă ea era foarte bună cu împăratul în zilele acelea, îi vorbea și azi, îi vorbea și mâine, așa ca Dalila lui Samson, și până la urmă împăratul zicea, după cum îl îndupleca nevasta, și evreii ieșau cu bine, dar se arăta prin asta providența lui Dumnezeu? Nu, se arăta politica unei femei cu influență. Dumnezeu în adins a făcut ca împăratul să nu-i fie dor de estera o lună de zile. Ma mai mult să existe o lege cu riscuri enorme. Și totuși spune Scriptura aici, în capitolul 5 de la versetul 1, a treia zi, după postul lor, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea dinăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc în casa împărătească, în fața ușii casei. Când a văzut în împăratul pe împărăteasa Estera în picioare, în curte, ia a căpătat trecere înaintea lui și împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc pe care îl ținea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. Ei o situație limită, dacă el nu întâi dea toiagul, probabil că soldații din gardă ar fi întins sabia. Însă Dumnezeu nu e absent. Un alt eveniment aparent nefavorabil. Acesta pare și mai suspect. Cu ocazia acestei prezențe la împărat, este era deși primește o favoare neașteptată, jumătate din împărăție, îi zice doar atât, să vii la ospăț. Dar când împăratul îi cere să-și exprime dorința, ea îl roagă să vină și mâine la un alt ospăț o asemănător. Și noaptea dintre cele două specii s-a făcut ședință la casa lui Haman. Ca Mardoheu, în dimineața zilei următoare, tocmai pentru a fi Haman vesel la ospăț, să fi spânzurat. Și dacă am fi fost noi pe acolo și am fi știut toate acestea, și alții ca și noi, ar fi zis, ce greșeală enormă au comis estera, dacă vorbea ieri. Toată situația era salvată. Așa? S-a dus totul. Și totuși, este a fost călăuzit. Și totuși Dumnezeu era în control. Când noaptea când se făcea ședință la casa lui Haman și posibil demonii să fi fost acolo, Dumnezeu nu l-a lăsat pe Ahasveros să doarmă, că nici Dumnezeu nu doarme. Și amânarea aceasta n-a făcut să fie slava lui Dumnezeu cu atât mai mare? Bineînțeles! Deci unele așteptări ale noastre, unele întârzieri ale intervenției divine, unele pierderi, nu fac decât să mărească slava lui Dumnezeu. Amintiți-vă de cazul Iosif din țara Egiptului, prezentat în Cartea Genesa. Iosif deja intrase în sistemul acesta al gândirii divine, putea să le spună la frații săi când s-a dus prima dată. Însă el a procedat în așa fel încât întâlnirea cu frații săi să fie una glorioasă. Ei să înțeleagă anumite lucruri, să fie niște lecții și până învățăm lecțiile acestea ale intervențiilor ciudate a lui Dumnezeu cu așteptări, cu evenimente aparent nefavorabile, există riscul să mai facem greșeli un predicator a povestea despre o femeie care fusese alcoolică, pierduse tot bunuri materiale, servici, s-a pocăit și frații până să-și rezolve situația au cazat-o la o anexă bisericii. S-a rugat, s-a rugat și a așteptat, a așteptat până când a pierdut răbdarea. Deși biserica încă o întreținea, și-a pierdut credința în Dumnezeu și s-a dus să a îmbătat. A căzut într-o comă alcoolică, în urmă căreia s-a ales cu o formă de paralizie și a doua zi a sunat cineva pe slujitorul bisericii. Am auzit că aveți o femeie fost alcoolică. Și eu am fost un alcoolic, m-am întors la Domnul și după ani de zile Dumnezeu m-a ajutat, am o situație materială bună, sunt patron și vreau neapărat să angajez femeia aceasta. Numai că pe când s-a dus păstorul să o caute, ea era în comă. Când și-a revenit și s-a spus toate acestea, ea a rămas bolnavă pentru toată viața, însă și mai putea folosi mâna dreaptă și obișnuia să scrie la cei în situații asemănătoare, subliniind cuvintele, să nu mai faceți greșeala mea și să nu așteptați intervenția lui Dumnezeu cu încă o zi. Dumnezeu a vrut să dea satisfacția acelui om care fusese cel umbețiv, Însă ea și-a pierdut răbdarea. Să ne ajute Dumnezeu să știm când sună ceasul lui. Nu cumva după ale noastre, să ne trezim prea devreme sau să dormim prea mult și să nu putem înțelege voia lui. Spune scriptura în Romani 8 28: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce se încadrează în planul lui Dumnezeu și care îl iubesc pe Dumnezeu. Aici în capitolul 5, versetul 14, scrie despre ceea ce vă spuneam, nevasa zere și a zis împreună cu prietenii să se pregătească o spânzurătoare înaltă. Mardoheu să fie spânzurată, apoi vei merge vesel la o spăs cu Părerea aceasta a plăcut lui Haman. Și a pus să pregătească spânzurătoare. Am să spun, potrivit cu cele scrise în Psalmul 2, că și la Dumnezeu i-a plăcut părerea aceasta. Scrie acolo că Dumnezeu râde de ei. Știe că le vine ceasul și îi lasă să facă ședințe, să se organizeze. Așadar, să nu uităm și acest al doilea principiu. Evenimentele apare nefavorabile, sunt și ele sub controlul lui Dumnezeu și vor dovedi cu atât mai mult puterea și providența divină, amin? Și în al treilea rând, precipitarea unor evenimente, după vorba din popor, n-aduce anul ce aduce ziua, este o dovadă puternică a faptului că Dumnezeu are o imixtiune puternică în viața și activitățile oamenilor. În 6 cu 1 am citit așa, în noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă. Câte s-au derulat într-o noapte, câte s-au schimbat în 24 de ore. Pentru că Dumnezeu a intervenit. Evenimentul cu spânzurătoarea pregătită, oameni pus să muncească în noaptea aceea. Spune Scriptura aici, în 7 cu 9, am citit deja că trebuia pregătită, pentru că a doua zi era programată moartea. Au fost multe programate atunci. Schimbarea de funcții de dimineață, cu calul și haina, citim din capitolul 6 de la versetul 8, asta la propunerea lui Haman, trebuie să se aducă haina împărătească, aceea o care se îmbracă în paratul și calul pe care clărește împăratul, să-i se pună cu una împărătească pe cap, să se dea haină și calul între căpetenii de seamă ale împăratului, să îmbrace cu haina pe omul acela pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetății și să strige înaintea lui, așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Acum vă rog să vă gândiți ce au gândit oamenii din capitala Susa. dimineața l-au văzut că îl plimbă pe Mardoheu, după masa că îl pune pe tron, Puteau să spună, a, împăratul cred că au avut de plan mai de demult, dar împăratul nici el nu știa. Dar așa s-au precipitat evenimentele, fără să aibă în mintea oamenilor o legătură, unul cu celălalt, iar ele erau legate doar în mintea lui Dumnezeu și în planurile sale. Scrie apoi în capitolul 8, versetul 2, despre evenimente petrecute în aceeași zi, în 24 de ore, 8 cu 2. Împăratul și-a scos inelul pe care îl luase înapoi de la Haman și la a dat lui Mardoheu. Este era de i-a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Și tot de aici, citesc versetul 15, Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă și cu o mare crună de aur și cu o mantie de insubțire și de purpură. Cetatea Susa striga și se bucura a fost un șoc pentru toți, dar o bucurie. Toate acestea arată decisiv intervenția puterii divine în scurt timp. Cartea Apocalipsei este un fel de reeditare a cărții Estera sau cartea Estera mai degrabă este un preambul a ceea ce va fi în cartea Apocalipsei. Vor fi niște schimbări în scurt timp pe care oamenii nu le bănuiesc. Comunismul a durat zeci de ani, imperii, zeci 10 sau sute de ani, însă când Dumnezeu va precipita evenimentele, se vor schimba într-o succesiune de nebănuit. Știți ce scrie în Apocalipsa? Cum într-o clipă se vor văita toți? Dar de unde schimbările astea? De la Dumnezeu citire. Și oamenii nu știu, nu le-au bănuit, cum era profeticii despre Babilon, tu și numai tu ziceai, în veci nu mi se va întâmpla asta și asta. Și Dumnezeu îi spune, nu, ce se vor întâmpla deodată. Dumnezeu nu trebuie să lucreze greu până realizează una și apoi să adune forțe și să-și facă timp și plan până face alta, dacă vrea le face repede. Oamenii nu pot să creadă că Dumnezeu a făcut Universul într-o săptămână. Nu se poate, e reglaciale. Trebuie timp, mii de ani, milioane. Nu, Dumnezeu a zis simplu, o seară și o dimineață. Punct. Dumnezeu lucrează pe zile și aglomerează evenimentele. Cineva a fost curios să ia interviu la oamenii care lucrau la World Trade Center să vadă de ce au lipsit sau au întârziat de la servicii în dimineața nenorocirii din 11 septembrie 2001 și a aflat cele mai curioase situații. Că la unul i-a stat ceasul, că altul s-a îmbolnăvit, chestiuni din astea care, așa cum spuneam de la început, Par foarte cotidiene. Și totuși prin ele Dumnezeu dă viață sau aduce moarte. Exista o poezioară, știu că o spunea tata meu, despre un împărat care nu credea în existența lui Dumnezeu. S-a dus la un cioban și i-a spus, dacă nu-mi dovedește asta, te omor. Și el a spus, ce face Dumnezeu? Asta e simplu de tot. Dacă să-ți explic, trebuie să-mi dai puțin hainele tale împărătești și le îmbraci pe amele. Bun, hai. 15 minute suport și nebunia asta. O să uite, asta face Dumnezeu. Pe unul îmbracă, pe altul dezbracă. Câte vreme crezi că mai stai pe tron? Tatăl tău a fost tot rege? Da, da, vreau să-l văd. Bun, asta face, văd, din istorie și observă. A, vrei să-l vezi? Atunci ești ziua la mea, de la soare. Dar nu pot. Dacă tu nu poți să te uiți la slujile lui Dumnezeu, vrei să-l vezi pe stăpân. Îi după slugi. Chestiuni care uneori pot fi înțelese de țărani și nu pot fi înțelese de savanți, așa zis. Să mulțumim Domnului că am ajuns să-L cunoaștem. Așadar, spun în încheiere reluncile trei lecții despre providența divină, să avem certitudinea providenței divine. În al doilea rând, să fim conștienți că și evenimentele nefavorabile fac parte tot din acțiunile providenței divine. Și drept dovadă a providenței divine, precipitarea unor evenimente, curgerea lor rapidă, dovedește că Dumnezeu nu poate fi luat nici prin surprindere și niciodată nu este în incapacitatea de a face tot ce vrea în cer și pe pământ. Amin? Cartea Estera începe prin prezentarea poziției regelui, că și despre Dumnezeu nu scrie. Era pe vremea lui Hasveros și arată extinderea Imperiului. Versetul 2. Împăratul Hasveros ședea atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa în capitală. Dar din lecția noastră în această seară am înțeles cu atât mai mult că Dumnezeu ședea atunci pe tronul lui din cer. Îi mulțumim și ne bucurăm că șade încă și astăzi. Așa cum au spus prietenii și soția lui Haman, împotriva lui Dumnezeu și oamenilor săi nu se poate face nimic. Că a spus Domnul Iisus lui Pilat, n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dată de sus ordinea evenimentelor toate în lor dovedesc că sunt dictate și monitorizate de Dumnezeu. Spunea înțelept în proverbe, capitolul 21, versetul 1, Inima împăratului este un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Și în al doilea și ultimul rând, gândindu-mă la ansamblul evenimentelor istorice din secolul V înaintea noastre, posibil, nu știu, știu doar că a fost o providența divină și acolo, evenimentele care au urmat cu Nemia și Ezra, care au primit favoare din partea împăraților care au urmat după Ahasverosh. Posibil să fie legat de cele pe care noi le studiem din cartea Esterei. Dar sigur sunt legate de Dumnezeul care nu se vede, dar pe care l-am înțeles că este omniprezent, slăvit să fie numele în veci. Amin.